Bună seara, dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ediție Finală. În această seară vom continua serialul Alexandru al II-lea Romanov, ajuns la episodul 2, invitatul meu, nimeni altul decât domnul conferențiar universitar, dr. Radu Florian Bruja. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara! Domnule profesor, episodul 1 l-am încheiat cu războiul din Crimea 1853-1856, un război al religiilor, al catolicismului și protestantismului împotriva ortodoxiei, în care Rusia iese în pierdere. Da, n-aș socoti războiul doar din perspectiva religioasă, pentru că, în primul rând, țara care fusese atacată era Imperiul Otoman, un stat care nu era nici catolic, nici protestant. Corect. Era vorba, de fapt, de un joc geopolitic și un joc care ținea cont de interesele cel puțin a două mari puteri, Rusia pe de-o parte și Imperiul Britanic de cealaltă parte, în zona Orientului. Orientului Mijlociu, să-i spunem. Ori, războiul într-adevăr s-a încheiat cu o victorie categorică, n-aș spune, dar concludentă a Occidentului în colaborare cu Imperiul Otoman împotriva Rusiei și, dacă mi-amintesc eu bine, am și apucat să spun atunci, care a arătat decalajul dintre Occident și Imperiul Rus. Și când vorbesc de decalaj, mă refer la un decalaj economic, evident, mă refer la un decalaj tehnologic, acolo unde armele Occidentului, Anglia, Franța, erau aliate, s-au dovedit a fi mult mai performante decât învechita armată rusă, dar și un decalaj a mentalităților. O Rusie ancorată încă în trecutul ei, al, să zicem, veacului luminilor, al veacului al 18-lea, cu o Europa de vest, o Europa care traversa prima revoluție industrială, care traversa și un proces de transformare la nivel social, în condițiile în care liberalismul occidental însemna deja punerea în valoare a omului ca persoană și nu ca mulțime, cum gândea, Imperiul Rus. Deci avem multe argumente pentru a putea vedea de ce vestul, chiar dacă era o coaliție, a reușit să obțină această victorie. Victoria militară însă nu s-a concretizat printr-o umilire a Rusiei. Avem un congres de pace, conform sistemului politic internațional creat la Viena la 1814-1815, după epopea napoleoniană, care funcționează și care aduce la masa negocierilor marile puteri. În așa fel încât principiul echilibrului puterilor creată de gânditorii politici de la 1814-1815 să nu fie foarte mult bulversată, să nu se producă o balansare într-o anumită direcție. Ceea ce, de fapt, se concretizează într-un tratat care nu are repercursiuni teritoriale importante împotriva Rusiei. Rusia a pierdut un pic din influența în zona baltică, acolo unde o serie de mici arhipelaguri din, să zicem, zona care ținea de Imperiul Rus, Finlanda, au fost nevoite să fie demilitarizate și câteva mici, să zicem, modificări teritoriale în sud, la Marea Neagră. Numai că cele mai importante vor să fie acestea. Dacă ne-am uitat pe o hartă, trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad, au fost retrocedate Principatului Moldovei. Dacă ne uităm pe hartă, ele nu reprezintă nimic. De fapt, atât de dure au fost negocierile pe frontiera celor trei județe, încât ne sugerează, de fapt, că era o mare problemă. De fapt, problema era că Rusia a fost scoasă de la gurile Dunării.
Rusia nu mai este o țară riverană Dunării. Și este pentru prima dată, ceea ce n-a fost posibil la Viena, când se pune problema statutului internațional al navigației pe Dunăre, în care marele puteri occidentale plus țările riverane stabilesc modul cum se va naviga pe Dunăre. Atunci se creează Comisia Europeană a Dunării, care va avea sediul la Sulina și va transforma Sulina în ceea ce noi am mai auzit. Cred că toată lumea a ajuns măcar o dată acolo și un ghid turistic a vorbit despre statutul internațional și așa zis Porto Franco, ceea ce am fost cândva Sulina, cel puțin până la al doilea război mondial, din unde Rusia fusese exclusă. Și ceea ce însemna foarte mult. Sigur că Rusia a mai pierdut ceva. A pierdut, de fapt, influența în Marea Neagră. Odată cu demilitarizarea Crimeei și excluderea flotei militare ruse din Marea Neagră, Rusia nu mai putea reprezenta o amenințare pentru Imperiul Otoman și pentru strâmtorile de pe teritoriul Imperiului, Bosforul și Dardanelele. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru Rusia a fost într-adevăr o mare pierdere. Dincolo de micile rășluiri teritoriale care însemnau câteva cele trei județe, Rusia, de fapt, fusese exclusă de la Marea Neagră și de aici orice influență către Mediterana și către unul din polii importanți ai comerțului internațional din jumătatea secolului al XIX-lea, dominat, evident, de către britanici. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu teritorial Rusia a pierdut, cât a pierdut politic și economic. Mai mult decât atâta, Rusia a fost nevoită să-și modifice întreaga strategie de politică externă. Orice tentativă de a porta un război spre Europa, pentru Rusia, ar fi fost blocat de această coaliție europeană care s-a dovedit să fie superioară. Pentru Rusia era o singură soluție. Reformarea totală a statului, refacerea pe niște principii moderne, la ceea ce înțelegem modernitatea secolului XIX, și pe niște rațiuni economice care să propună un buget în urma căruia să creeze o nouă mare armată. Deci, din punctul ăsta de vedere, Rusia lingea și rănile pe care și le crease din lipsa, să zicem, reformării în ultimii 40 de ani, ceea ce Europa a depășit de mult. Un alt element al politicii externe a țarului Alexandru al II-lea este expansiunea în Asia. Este consecința directă a acestui înfrângeri în acest război și a tratatului semnat în urma Congresului de Pace de la Paris. Rusia nu mai putea să joace un rol important în Europa. Și atunci s-a reorientat către Asia. Era cam singura zonă unde putea să acționeze fără a fi deranjată de puterile occidentale. Dar asta s-a concretizat și prin schimbarea, să zicem, garniturii din conducerea diplomației ruse. Noi, să zicem, diriguitori ai politici externe ruși, Contele Gorciakovski, Dmitri Miliutin sau Nicolae Ignatiev, oamenii care continuau să gândească în termenii imperialismului rus și-au dat seama că este momentul să se orienteze într-o expansiune către Asia Centrală. Era și singurul loc, și nu mai știu dacă nu Gorciakov, dar dacă nu Ignatiev a spus-o, este singurul loc unde putem să ne luăm revanșa în fața Angliei. Pentru că, evident, Rusia a fost, într-un fel, revanșardă și a dorit să-și ia revanșa. Știa că marea putere a lumii secolului al XIX-lea este Imperiul Britanic și atunci unde ar fi putut învinge pe britanici? Pe mare, sub nicio formă. În ureașul spațiu care se deschidea între frontierele Imperiului și zona de influență a Imperiului colonial britanic, adică Asia de Sud. Și atunci Rusia se orientează către Asia Centrală.
Ația centrală, care astăzi, de exemplu, este percepută destul de dificil dinspre București sau dinspre Suceava, dacă vreți, ca un mare spațiu neclar, care ar ține totuși de Rusia, și mă refer la țări care astăzi sunt Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, poate mai puțin vizibile pe hartă Kârgâzstanul sau... Țările turcice. Tajikistanurile, să le spunem, nu sunt neapărat turcice, poate. Reprezintă un punct slab pentru Rusia de astăzi. Rusia, în mod normal, ar avea nevoie de dominație în acel spațiu pentru a putea să aibă garanția că Rusia siberiană este sigură. Și ultimele întâlniri, cred că la Tashkent, în Uzbekistan, oricum, n-a fost un semnal pozitiv pentru Moscova astăzi, deoarece de acolo au venit tot felul de semnale negative referitor la războiul din Ucraina. Revenind la jumătatea secolului al XIX-lea, până atunci ele n-au făcut parte din Imperiul Rus. Abia atunci, odată cu... Suntem deja în primul deceniu acelei de a doua jumătăți a veacului al XIX-lea, când ochii Petersburgului la vremea respectivă se orientează către acest spațiu. E adevărat că și țarul Nicolae I și Alexandru I anterior se uita, priveau către acel spațiu, dar n-au avut niciodată o politică, să spunem, coerentă în ceea ce privește cum ar putea să domine acel spațiu. Ei, tocmai acești diplomați, cu un Alexandru al II-lea destul de nehotărât între a crea o Rusie europeană, a democratiza societatea rusă, a reforma Rusia și a intra înapoi unde era considerat locul ei în concernul marilor puteri, și un adept al imperialismului rus moștenit de la tatăl său, dar să spun nehotărât, avea în cele din urmă să accepte această politică asiatică și să continue, de fapt, un plan de expansiune extrem de inteligent și mai ales din perspectivă diplomatică. De ce? La vremea respectivă, acolo erau mai multe hanate care își disputau întâietatea, care luptau între ele, dar care aveau cel puțin fiecare câte doi adversari. Unul era încă Imperiul Otoman sau Persia, al doilea era încă Mongolia și China. Ori luptele se dădeau între aceste hanate în alianță cu unul sau altul din potențialii vecini. Rusia ar fi fost pentru multe, și a fost cazul Buharei, un posibil aliat împotriva Mongoliei, Chinei. Asta a făcut ca acele state care... Ele nu figurau ca niște state moderne în sensul european, nu se comparau cu Franța lui Napoleon al III-lea. Ele erau niște state unde puterea era după model asiatic, nu existau instituții moderne, nu existau frontiere clare, nici o delimitare între state și nici măcar niște principii economice. Războindu-se între ele, fiecare căuta să alieze cu un potențial vecin în ideea că cu ajutorul acestui vecin îl voi învinge pe adversarul meu. Iar Buhara a făcut eroarea să creadă că Rusia ar putea să fie acel vecin cu ajutorul căruia va putea învinge, să zicem, hanatul mongol. O, Rusia totuși era o țară europeană și gândea europenește. În momentul în care și-a întins expansiunea, suntem, să zicem, pe la 1854-1856, deci exact încă nu se terminase războiul din Crimea, 1858, când rușii trimit trupe în susținerea emirului Buharei împotriva uigurilor și mongolilor, dar trupe care aveau ordin clar să nu mai plece de acolo. După ce vor obține victoria, vor asigura un fel de protecționism a emirului Buharei, care să însemne, de fapt, expansiunea și dominația rusă. Așa apare orașul Alma-Ata, care fusese o fortăreață foarte disputată între uiguri și kazahi, să-mi convenăm kazahi cu kazaci, da. Kazahi, Kazahstan, și unde Rusia își va crea
un oraș care de fapt înseamnă un pol de efervescență a culturii ruse în zona nordului munților Altaițaian. Dar de fapt în marele stepe dintre Balhaș, Marea Aral și să zicem Fergana Uzbekistan. Rușii s-au așezat acolo cu acordul emirului și n-au mai plecat. Deci a fost inițial un fel de protectorat. Imediat după aceea au căutat cel de-al doilea rival. Al doilea rival era Hiva. Ori Hiva era campionul Uzbekistanul de astăzi, susținut de multe ori între conflictul cu turcii, din Turkmenistanul, cu afganii, sau din nou cu acești kazahi. Și din nou rușii se aliază cu, de asta dată cu Hiva pentru a învinge pe turcmeni, asediind după două asedii de asta dată mai violente, în urma unor bătălii destul de grele, ocupând două localități cheie în zona respectivă, Tashkent și Samarkand, care de fapt deschidea ascensiunea Rusiei în zona Văii Fergana, care este undeva între Kârgâzstan, Tajikistan și Uzbekistan de astăzi, și astăzi disputat între aceste țări, dar care permitea accesul către Pamir și către zona unde interesa foarte bine Imperiul Britanic, Afganistan. Pentru că este imediat după. O țară care astăzi nu dăm doi bani pe ea, dar vedem cât suntem deja de 30 de ani și tot auzim de acest, dacă 40 de ani, 86, cred că armata, 79 intră armata sovietică acolo. Deci sunt peste 40 de ani de când Afganistanul e o piesă importantă și întrebăm ce are Afganistanul ăsta de așa de important. Iată că din secolul IX are un rol la coronația centrală, e o placă turnantă între puteri importante. China, pe de-o parte, lumea turcică, Rusia și Asia de Sud. Asia de Sud la vremea aia era Imperiul Britanic. De fapt, era celebra colonie India, care ținea și, care era și Pakistanul de astăzi, dacă ne uităm pe hartă. Ori acolo, geografia a făcut ca mai departe să nu se poată merge. Munții aia uriași, impenetrabili pentru ceea ce însemna logistica de la vremea respectivă, era sfârșitul colonizării. Dar Alexandru al II-lea, de fapt, și acești diplomați pe care au avut, au reușit prin forța militară, interese economice și coloniale, pentru că au mutat coloniști foarte mult. Suntem într-o perioadă, să nu uităm, în care țarul ia reforma agrară. Și cea mai mare problemă a reformei agrare nu e liberarea țăranilor din statutul pe care îl aveau, ci împroprietărirea lor. Asta era problema. Ori acolo erau suprafețe uriașe unde puteau fi colonizați și li se dădea suprafețe uriașe, e adevărat, nu foarte productive, dar puteau fi colonizați și împroprietăriți foarte mulți, mai ales regimente căzăcești întregi sunt trimise din zona Donului în principal către în Asia Centrală și tătari sunt foarte mulți care sunt duși acolo și primesc suprafeții mari, având și obligația, sigur, să le și apere în condițiile unui eventual conflict. Ori a fost așa o politică care a ținut cont și de economie și de zona diplomatică și de asigurarea securității și de problemele interne care au permis Rusiei în vreun deceniu și jumătate, nu mai mult, să ocupe o suprafață mai mare decât Europa, cu Anglia, cu Franța, cu Prusia, cu Austria, dar care într-adevăr nepopulată, fără resurse economice, dar fără importanță economică și care a dus de fapt a asigurat securitatea Rusiei în sud până pe zona munților înalți care leagă de fapt despart Asia de Sud de Asia Centrală. Cam asta a fost expansiunea rusă în Asia Centrală. Însă, Rusia n-a rămas la acel spațiu. În același timp, deci nu consecutiv, în același timp s-a extins și în zona Amurului, în capătul celălalt al frontierei de sud al Siberiei, la frontiera cu China și cu încă necunoscuta Japonie. Nici Coreea nu era un stat neimportant la vremea respectivă, cele trei state rivalizând în zona Amurului până la Ohotsk și Kamchatka. Kamchatka ținea de Imperiul Rus.
Și acolo, tot prin intermediul unor factorii comerciale, unor interese economice, cu ajutorul unui destoinic guvernator Muraviev numit Shamursky, au reușit să semneze trei tratate. Unul cu China, unul cu Japonia și unul cu Coreea, care au permis delimitarea frontierei dintre Imperiul Rus și China pe Amur, au permis un mic teritoriu corean să devină bază comercială rusă, portul, viitorul port Vladivostok, și au intrat în, au delimitat cu japonezii insulele Sahalin și Kurile. Sunt probleme care astăzi sunt de mare actualitate. Acest guvernator și cu Alexandru au găsit acolo o formulă diplomatică pe rațiuni economice pentru a crea un echilibru și care au dus Rusia până la Vladivostok și până la Sahalin și pe fluviul Amur, în, împărțind cu China, de fapt, ceea ce cândva fusese Marele Imperiu Mongol și care practic cam dispărea din istorie. Aș mai adăuga un mic apendice aici. Asta mai degrabă pentru că există și am auzit de-a lungul timpului, de 20 de ani tot povestesc asta la universitate, o legendă legată de ceea ce se cheamă America Rusă. Alaska. George Pomut. Suntem exact în vremea în care Alexandru al II-lea vinde Alaska. Alaska fusese ocupată de ruși, dacă era ocupată, pentru că era o garnizoană acolo, pe o suprafață uriașă, și care nu avea autoritate mai nicăieri, pentru că nu avea cui să-ți pui autoritatea. Fără de populațiile care sunt și în Siberia, sunt și în Alaska, nomade multe dintre ele, sau triburile, locuitorile din zone, care nu reprezentau niciun fel de amenințare, nimeni nu ataca acel spațiu. Ei, sau, probabil ați auzit și dumneavoastră, nu știu, am auzit că a pierdut-o la cărți, că a fost vorba de o amantă, că, așa de multe legende. De ce a vândut Alaska Alexandru al II-lea Americii? Asta probabil că a apărut în contextul Războiului Rece, când sigur că Alaska ar fi avut-o cu tot o altă greutate, dacă ar fi fost a Uniunii Sovietice. Sigur că nu la mult timp după ce Alaska a fost dată americanilor s-au descoperit acolo hidrocarburile care vreau să o facă foarte importantă. Dar la vremea când Alexandru al II-lea vinde Alaska, capătul politicii lui asiatice, să spunem, a vândut-o pe bani buni, să știți. E puțin cunoscut că încă din vremea lui Petru cel Mare, dar și Ecaterina, și toată perioada de la Petru la Ecaterina și de la Ecaterina la Alexandru al II-lea, au existat incursiuni ale exploratorilor ruși în bazinul nordic a Mării, a Oceanului Pacific. S-au gândit la Hawaii, dar era prea departe, n-aveau flotă. Rușii sunt cei care au creat prima fortăreață. Îi spunea un nume englezesc așa, Fort Ross. Asta și pentru că acolo luptaseră cu niște spanioli împotriva unor coloniști englezi. Dar este orașul San Francisco, care a fost întemeiat de ruși. Asta e o chestiune care foarte puțin lume știe. Toată lumea știe California, San Francisco, Los Angeles. Da, au fost ruși acolo. Ei nu au putut, n-au logistic să ajungă până acolo. Și sigur că au fost foarte de acord să cedeze tânărului stat american. Și era important, un stat american anti-britanic. Aceeași poveste cu unde îi batem pe englezi. Animozitatea cu britanici. Îi batem pe englezi cu ajutorul oricui, nu contează. Cu ajutorul Buharei, cu ajutorul Chinei și dacă e nevoie cu ajutorul americanilor la vremea respectivă. Știți că una din poveștile care astăzi pot părea așa foarte exotice este călătoria lui Mark Twain în Crimeea. Și el a scris foarte mult despre Crimeea, l-a lăudat foarte mult Imperiul Rus. El călătorește în Crimeea, deși nu era foarte cunoscut la vremea respectivă, la foarte scurt timp după ce Rusia și Statele Unite ale Americii au o înțelegere, ei imediat după războiul de secesiune nord-american. Două reforme foarte interesante, care sunt consecutive. Rusia, reforma agrară și eliberarea din Serbie, și Statele Unite, eliberarea negrilor din
tot un fel de robie până la urmă, nu? A sclavagismului, mi-am spus noi, mă rog, o istorie, partea istoriografiei. Și America și Rusia se înțelegeau foarte bine. Or, America n-a prea vrut să dea bani. A fost un întreg scandal în Congresul american. Rușii ceruseră mult mai mulți bani decât americanii erau dispuși să dea. Și Congresul american s-a opus să le lăsăm Alaska lor, rușilor adică. Până la urmă, țarul a coborât prețul și americanii au ridicat, ca în orice negociere, au ridicat un pic mai mult și au lăsat, au vândut în fond, țarul vinde Americii Alaska. Dacă ar fi să facem o concluzie, rușii au obținut un teritoriu plătind mai mult decât voiau să dea, în vreme, primind mai puțin, nu, invers, primind mai puțin decât ar fi vrut, în vreme ce americanii au obținut un teritoriu pe care au dat mai mult decât și-ar fi dorit să dea. Asta într-un moment în care nu se știa decât acolo că e un mare cup de gheață. Ulterior, sigur, pentru America avea să fie cu totul altceva. Dar asta a fost să fie hazardul istoriei. Dacă s-ar fi știut la ce e important, sigur, ar fi costat alt preț. Era vorba și cam asta de, e politica asiatică, să spunem. Era vorba de suma de 7,2 milioane de dolari. Da, este o sumă care e greu astăzi să o traducem așa în bani de astăzi, dar nu era o sumă de aici de acolo. Rușii au luat destul de bine pentru un cup de gheață pe care l-au vândut, mult sub ceea ce avea să dovedească a fi Alaska ulterior. Și intermediarul a fost un român, George Pomuț, care s-a retras ulterior și a murit la Sankt Petersburg. Unul din intermediari, George Pomuț, era e un personaj foarte interesant, ar merita odată să discutăm despre el o emisiune întreagă. El este într-adevăr, n-aș spune un transilvanian și aproape că n-aș spune un bănățean, deoarece el este de undeva din zona Aradului spre Ungaria, a luptat de partea Ungariei în timpul Revoluției de la 1848, va fi considerat, pentru că Revoluția s-a terminat cu înfrângerea Ungariei, un trădător, pentru că nu era ungur, era român. Unul din frații lui va trăi la București în perioada ulterioară și va părăsi alături de întreaga emigrație maghiară post-pașoptistă Ungaria, Imperiul Austriac, de frica represiunii, stabilindu-se în Statele Unite. În Statele Unite va fi acuzat de tocmai de către ungurii refugiați acolo că n-ar fi fost un mare patriot maghiar, că n-avea etnie maghiară, era român, deci luptați în tabăra lor. E adevărat, nu împotriva românilor luptați în timpul Revoluției de la 1848, luptați mai degrabă împotriva slovacilor într-o altă zonă, spre nord, dar a pierdut cum au pierdut toți. Și se va dezice de tabăraș de cauza maghiară, devenind un ofițer în armata americană în timpul războiului de secesiune nord-american. În tabăra nordistă, ajungând prin merite personale, un apropiat și un om de încredere a celui care avea să devină președintele Statelor Unite, Ulysses Simpson Grant, și care a condus armata, să zicem, nordistă. Or, ulterior va intra în diplomație și va juca un rol în, să zicem, relațiile Americii cu Rusia, considerându-se că venind din Est, înțelege mai bine Rusia, nu o înțelegea, nu știa de Rusia mare lucru. Dar a rămas consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg până târziu, va avea niște complicații acolo, cu bani delapidați, cu o poveste de dragoste, cu o contesă rusoaică, sunt multe istorii. Va muri înainte de primul război mondial și va fi mutat în imediat după declanșarea Revoluției Ruse, va fi descumat din cimitirul din Petrograd la vremea respectivă și îngropat alături de mari eroi americani în cimitirul Arlington de la Washington. Dar un personaj care e etnic român, dar nu e neapărat un care a făcut ceva pentru statul român. Corect. Alexandru al II-lea avea să rezolve două probleme importante. Problema poloneză și problema balcanică. Nu. Mult de spus că a rezolvat aceste probleme. A avut aceste două probleme și s-a străduit să le rezolve. În ceea ce privește problema poloneză, lucrurile sunt foarte complicate. În ceea ce privește problema balcanică, e un pic mai simplu pentru că noi știm, de fapt, în bună măsură ce s-a întâmplat. Și a fost și momentul în care
politica externă, Rusia de fapt întoarce întreaga politică, eșafodar de politică externă către Europa. Așa se întâmplă niște lucruri care țin de hazardul istoric. În ceea ce privește Polonia, e o chestiune foarte complicată. Alexandru al II-lea este cel care începe să reformeze Rusia și gândește că Rusia nu poate să rămână o țară europeană importantă decât reformându-se și modernizându-se. Amintiți-vă ce vă spuneam data trecută de acea mare dezbatere în societatea rusă, aproape blocată de cenzura lui Nicolae I, între occidentaliști și slavofili. Ori Alexandru al II-lea este educat în spiritul ăsta și înțelege foarte bine dezbaterea și realizează că totuși Rusia poate să rămână o mare putere doar dacă va merge pe modelul occidental. Și atunci reformele pe care le ia și despre care aș vrea să vorbim pe îndelete pentru a înțelege de fapt sfârșitul trist al lui și a Rusiei, lui, hai să spunem, a urmărit să cointereseze națiunile, suntem în plin secol al naționalităților, în proiectul rusesc. Asta a însemnat că reformele trebuiau aplicate la Moscova și la Sankt Petersburg, trebuiau aplicate în Finlanda, în lumea baltică, în Polonia, în Ucraina, în Caucaz și așa mai departe. Ori ele au avut rezultate excelente în Ucraina, de exemplu, și nu la fel de excelent în Polonia, pentru că era o mare ruptură. Polonezii erau catolici. Ei aveau mândria unei țări răpusă prin trădare de către vecini, inclusiv de către Rusia. Orice libertate le s-a acordat polonezilor, polonezii doreau mai mult. De fapt, polonezii doreau să devină o națiune. Ei aveau conștiința asta. Elita politică poloneză știa că este altceva decât Rusia. Este un discurs al lui Alexandru al II-lea la Varșovia, sau oricum, în Polonia, Varșovia ținea din Imperiul Rus la vremea respectivă, în care le spune că vorbește numele panslavismului. Noi toți slavii trebuie să contribuim, să, așa, să fim împreună. Și unde la un moment dat spune că nu vă mai faceți iluzii că voi nu sunteți nimic decât cu noi. Împreună suntem. Multor le-a amintit un discurs al lui Nicolae I, care a reprimat revolta poloneză la 1830. Tatăl lui Alexandru. Și asta a fost un semnal de rău augur pentru polonezi. Polonezilor, oferindu-li se mai multe libertăți, și-au dorit, de fapt, autonomia completă. Ceea ce țarul se temea să facă, riscând să piardă Polonia, de fapt, și Polonia să fie un semnal și pentru Ucraina, și pentru Lituania, și de ce nu pentru alții. Pacificase foarte greu Caucazul, cred că v-am zis data trecută. Ori țara a gândit că mai bine totuși să închide șurubul. Ori tocmai reformele, în momentul în care reformezi și deschizi ușa, le arăți oamenilor cum e lumea și după aia le închizi ușa, fi sigur că ăia vor împinge ușa mai tare. Cam asta s-a întâmplat de fapt. De teamă să nu propună prea mult polonezilor și polonezii să-și dorească și mai mult, el a închis ușa, respingându-le reformele. Și tocmai aia i-a revoltat și mai tare pe polonezi. A deschis, de fapt, cutia Pandorei acolo. Atunci, asigur că polonezii s-au revoltat. Și revolta începe ea pe la 1860. Era tot așa cum vă spuneam de societățile alea secrete din prima jumătate a secolului XIX, care au dus la revolta decembriștilor, la schimbarea lui Alexandru cu Nicolae. Avea să fie aici o formulă tot cu o asociație de asta geografică, propunea știu eu ce fel de reforme agrare. Țarul era în primă reformă agrară, dar acea societate a devenit un fel de stat major a mișcării naționale poloneze. Și la 1863 polonezii s-au revoltat împotriva Rusiei. Și revolta avea să fie reprimată violent de către armata rusă.
A fost teoretic o bătălie, bătălia de la Chilțe, la sudul Poloniei, sub de estul Poloniei de astăzi. Dar după acel moment, țarul renunță la orice reformă. Și renunță la orice reformă temându-se de fapt că polonezii vor avea sprijinul vestului. Țarul se temea cel mai tare de Franța. Franța încurajase mișcările revoluționare. Franța încurajase mișcările naționale. Franța susținuse cauza Italiei. Unificarea Italiei. Franța susținuse cauza națională românească. Să nu uităm că războiul Crimeei deschide, înfrângerea Rusiei în războiul Crimeei deschide șansa unirii principatelor române și nașterea statului român modern. În 1859. Culmea, cu susținere rusă la un moment dat, pentru că Rusia de fapt vrea să rupă Franța de Anglia. Și dușmanul pe care îl vedea a fiind susținătorul Poloniei era Franța. Ceea ce nu vede Alexandru al II-lea este Prusia, care în anii ăia întinde mâna Rusiei, susține Rusia în problema poloneză, chiar Bismarck o face, pentru că Prusia urmărește crearea Germaniei. Și țarul, poate prins pe politica asiatică, poate orbit și de prietenia și simpatia pe care avea pe către unchiul său, regele Prusiei Wilhelm și viitorul împărat Wilhelm I, va susține cauza germană. Împotriva Austriei, țarul a considerat, și spunea Gorciakov, cred că dacă nu greșesc, de acum nu vom mai zâmbi niciunui iude austriece, împotriva Prusiei, și va jubila văzând Austria învinsă și transformată în ceea ce avea să fie Austro-Ungaria, care va fi un adversar veșnic al Rusiei, va jubila în momentul și va susține umanitar armata prusacă, cu medici, cu medicamente, cu tot felul, împotriva Franței, nerealizând că, de fapt, a creat un stat, Germania, Imperiul German, al doilea Reich, că ăsta va fi mai mare pericol pentru Rusia decât avea fost Franța vreodată. Da, sigur că amintirea lui Napoleon era într-o vreme în care Wilhelm I era încă simpatiza cauza rusă. Ori suntem într-un moment în care problema poloneză fiind închisă deschide drumul unei prietenii de la distanță între Berlin și Petrograd. Și Berlinul înving în Franța este dispus să lase Rusiei bazinul Mării Negre, unde nu avea interese directe. Adică, de fapt, acolo unde Rusia pierduse în urma războiului Crimeei. Țara a fost mai degrabă, a crezut mai degrabă și generația de politicieni că Germania îi va fi prietenă și chiar se semnează o alianță numită Alianța Trilor Trei Împărați. Împăratul Austro-Ungariei, împăratul Germaniei și, sigur, împăratul Rusiei, care trebuia să demonteze întregul sistem franco-britanic din zona sud-estului Europei și Imperiului Otoman. Și asta va permite Rusiei să se reîntoarcă în Europa, unde Germania privea cu simpatie orice distrugerea unei poziții franceze sau britanice în zona sud-estului europeană era în interesul Germaniei, pentru că ea avea interesul să intre ea acolo. Chiar dacă îi punea pe austrieci primii să facă. Rușii n-au priceput jocul politic al lui Bismarck și au căzut în această capcană. Dar momentul 1873 se semnează Alianța Celor Trei Împărați. 1870 se dă, în 1871 crearea Imperiului, Franța devine Republica III, Imperiul Britanic protestează prin niște proteste care sunt oficiale, dar care nu au nicio repercursiune, nici nu puteau să-și permită. Tot se treziseră cu un colos în Europa Centrală, care nu existase anterior, Germania, și care nu mai era Prusia mică sau Austria, ci era o forță politică, militară și economică peste toate, dar nu peste toate, la un loc, și care distrusese, de fapt, sistemul Versailles, sistemul vienez de la 1815. Și țara atunci a avut șansa să revină ca forță în Europa, profitând de prezența Germaniei și simpatia ușor pilatiană, de fapt, pentru că Germania se va spăla pe mâini de Rusia imediat, pe care i-a arătat-o Bismarck. Și așa se redeschide criza balcanică, problema orientală. Asta a fost, de fapt, o chestiune plecată de la polonezi, reprimată de ruși, dar care a avut consecințe, de fapt, în Balcani.
Și iată, ne-a ajuns la războiul ruso-turc din 1877-1878, un an, dar un an interesant, care se finalizează Congresul de la Berlin. Sigur că noi ar trebui totuși să ne întoarcem un pic în problema balcanică. Rusia fusese scoasă din Balcani în urma războiului Crimeei, tocmai pentru că ea, erijându-se în protectoarea ortodoxilor din lumea balcanică și a influenței Imperiului Otoman, a permis, să spunem, câteva schimbări de geopolitică în Mediterană. Dar popoarele din Balcani, majoritatea dintre ele sunt creștine și au susținut multă vreme că a fost o pierdere. Mai ales sârbii au făcut lucrul ăsta. Numai că aici e o surpriză. Cei care se vor revolta nu vor fi sârbii. Vor fi bosniacii. Bosniacii care nu sunt creștini. Sunt musulmani. De ce? Cum Alexandru al II-lea înțelege că trebuie să reformeze statul și sultanii și sultanii Turciei înțeleg același lucru. Iar Abdul Mecid și Abdul Aziz sunt doi sultani, mai mult sau mai puțin cunoscuți din veacul XIX-lea, au reformat în ceea ce a rămas în istoria turcă cunoscut ca și Tanzimat, epoca reformelor, reformând Imperiul Otoman pe modelul occidental. Numai că și acolo s-a întâmplat cam ca peste tot. Bosniacii s-au simțit nedreptățiți de reforme. Atunci, asigur că Bosnia a devenit placa turnantă a crizei balcanice. Acolo erau și sârbi ortodoxi, erau și macedoneni și bulgari, erau și albanezii, erau și bosniaci, toți nemulțumiți, fiecare voia câte ceva. Și a început o răscoală împotriva stăpânirii otomane. Rușii au venit cu teoria panslavismului. Slavii noștri sunt nimiciți, într-adevăr, turcii reprimaseră destul de dur răscoala popoarelor balcanice. Dar în presa occidentală și în presa rusească a apărut ser mult mai dur decât au fost turcii. Deci imaginea a fost cu totul, un prăpăd ar fi făcut turcii acolo. Nu e adevărat, nu au făcut ser chiar așa prăpăd. Sigur că au murit niște oameni, pentru că e o revoltă și o reprimare într-o armată peste niște civili. Dar nu a fost așa de dur cât s-a dovedit ulterior a fi în realitate. Numai că asta a trezit toate sensibilitățile Petersburgului, iar tocmai Ignatiev a fost cel care și el cumva avea o asociație de asta, societate, care promova niște valori naționale și culturale și nu știu de care, și care de fapt era un răspândac a ideilor panslaviste. Și atunci, asigur că acolo în presă, presa a fost scandalizată în Rusia, au sărit o grămadă de asociații, s-au adunat sume uriașe de bani pentru a ajuta pe săraci sârbi care sunt reprimați de către turci. Pana lui Fyodor Dostoevski este extrem de importantă. Fyodor Dostoevski fusese trimis în Siberia de către Nicolae I și este adus înapoi din Siberia de către Alexandru al II-lea, care va da un decret de amnistie. Noi îl știm pe marele scriitor Fyodor Mihailovici Dostoevski prin romanele lui, dar Dostoevski a fost un panslavist și un pro-rus, un imperialist, un creator impregnat de conceptul cel de-a treia Rome, care a spus că nu există civilizație mai mare decât civilizația rusă. El astăzi ar fi fost un propagandist minunat în platoul de la Moscova. L-ar fi înlocuit pe Dugin. Cu siguranță peste el. Acum. Noi avem imaginea scriitorului genial, dar el în articolele pe care le scria în ziarul Telescop despre a treia Romă și despre Constantinopolul care trebuie să fie a Rusiei, el, de exemplu, nu amintește niciodată de popoare ca românii, maghiari sau grecii. Astea nu există. Astea sunt niște accidente ale istoriei pentru Dostoevski. Ele trebuie să dispară, pentru că doar slavii sunt poporul adevărat care trebuie să domine lumea asta. Deși au fost traduse în limba română chiar de o editură ieșeană foarte cunoscută și de Mâltișor, ele nu știu cât au fost citite și au fost cunoscute în spatele românesc. Sigur că Crimă și Pedeapsă și Frații Karamazov sunt foarte cunoscuți, dar
propagandistul Dostoevski e foarte puțin cunoscut în spațiul românesc. Și e unul din mari susținători a panslavismului. Oricând își pun pana astfel de oameni în slujba unei idei, sigur că știu să strâng rândurile și să creează o întreagă euforie războinică în Rusia. Norocul sau nenorocul? Asta a stârnit oarecum cancelariile occidentale. Anglia, Franța. Franța învinsă după război încă nu își putea pune neapărat un punct de vedere. Dar a stârnit Viena, a stârnit Berlinul și au mai, loc mai multe conferințe. Rusia, Alexandru era frică să atace Imperiul Otoman. Se temea de o ripostă a coaliției europene. Dar în momentul în care Viena negociază cu Petersburgul, împărțim Balcanii în două. În momentul în care Berlinul își privește foarte, da, împărțim Balcanii în două, nu e nicio problemă, noi avem doar interese economice. Să nu deranjăm Anglia. În momentul ăsta, Rusia crede că poate. Au existat destul de multe voci și au spus, Rusia nu s-a reformat. Banii care are bugetul vor fi epuizați în război. Rusia nu e capabilă acum să învingă Imperiul Otoman. Nu e momentul. Și cu toate astea, partida panslavistă pro-război a fost, l-a convins pe țar. Și așa s-a ajuns la războiul din 1800. Și, sigur, sunt foarte multe etape. Este revoluția din Turcia, mă rog, o lovitură de stat în Turcia, cade Abdulaziz, vine Abdulhamid al doilea. Ăla promite o constituție pe care nu respectă. Sunt foarte multe detalii care ar trebui să discutăm până în dimineața, altfel, ca să vedem exact conjunctura în care Rusia declară război. Inclusiv, și aici hai să dăm și să ne dăm și nouă un pic de importanță, inclusiv înțelegerile de la Livadia, celebrul palat de iarnă, unde stătea mult timp Alexandru al doilea, obișnuia să stea acolo cu lunile întregi. Mai frumos în Crimea decât în Petrograd, mai ales la ceas de iarnă, așa. Acolo au fost negocierile cu Ion Cebrătianu privind trecerea trupelor rusești pe frontul, pe teritoriul României. România deja era sub Carol I, forma un principat cu statut, să zicem, privilegiat a Imperiului Otoman, cu numele ăsta, cu Constituția de 1866, cu guvern propriu, practic eram parte a Imperiului Otoman, dar eram aproape un stat încă nu independent, dar aproape cu independent. Rusia a încercat trei lucruri. Odată pe mare, a remilitarizat Crimea și zona Mării Negre, apoi în Caucaz și în ultimul front trebuia să fie cel din Balcani. Cel din Caucaz avea să termine cu un eșec, după ce o ofensivă rusă a fost respinsă de turci în zona Erzurum-Erevan, să zicem Trabzon, și rușii au fost împinși din coace și atunci rușii trec Prutul, Dunărea și are loc războiul la care ați făcut trimitere ruso-turc 1877-1878 cu acordul marilor puteri care au închis ochii, dar Rusia negociase cu fiecare în parte ce va câștiga fiecare și cu o surpriză neplăcută pentru ruși, rușii vor pierde primul asediu a Plevnei și riscau să fie înconjurați de trupele turce să fie aruncați peste Dunăre. Moment în care are loc și intrarea României în războiul de independență, la cererea marelui duce Nicolae către cel care era principele Carol I al României. Noi știm, nu intrăm în detalii, pentru noi a fost eroic, da, da. Toată povestea a fost apoi căpătată așa un aer epopeic. Războiul de independență. Cele din urmă, însă, Rusia va câștiga războiul. Și va intenționa să ajungă la Constantinopol. Buba! Flota engleză era deja acolo. Și atunci se vor limita într-un orășel pe malul Mării Marmara, numit San Stefano, cunoscut ca San Stefano, unde Rusia va impune Turciei un tratat umilitor, în care, practic, Turcia fusese aproape scoasă din Europa. E adevărat, rămâneau câteva teritorii care astăzi nu mai sunt ale Turciei, dar a creat o influență atât de mare în Balcani, prin crearea așa numitului bulgare mari, cu ieșire la Marea Egee, Marea Neagră Firescă, ocuparea Macedoniei de către acest stat bulgar, care a fost un clientelar al Rusiei. Și asta a scandalizat marile puteri occidentale.
Atunci tratatul de la San Stefano, sunt foarte multe prevederi, nu mai intru în detaliile lor. Pentru noi e important că ni se recunoștea pentru prima dată independența națională. Și aici intrau și sârbii. În vreme ce Bosnia și Herțegovina intrau sub protectoratul Austro-Ungariei. Era una din cedările pe care le acceptaseră de la început rușii, dar care știau că prezența Austro-Ungariei și Germaniei prin Austro-Ungaria în Balcani ar putea fi mai periculoasă decât prezența turcă acolo. Macedonia, o parte din ea cu Epirul și cu zona din Albania, rămânea încă sub influența otomană. Numai că aici avea să fie jocul politic excepțional al celui care a fost premierul, care era premierul britanic la vremea respectivă, Benjamin Disraeli, și care cu ajutorul lui Bismarck a convins Rusia că nu e cazul să poartă un război cu o coaliție europeană și să rezolve toate problemele în urma unui mare conclav, așa cum fusese congresul la Viena, cum fusese cel de la Paris, după războiul Crimeei, și avea să fie congresul de la Berlin. Unde Rusia avea să fie, să zicem, lovită din toate părțile, va păstra pentru sine, și asta contează, cele trei bucățele mici pierdute în sudul Basarabiei, pentru că va reocupa teritoriile pierdute în urma congresului de la Paris și va deveni țară dunăreană, cu un cuvânt foarte important de spus în problemele navigației și a economiei europene. Dar va fi nevoită să accepte împărțirea Bulgariei în două, o parte care Rumelia rămânea în frontierele Imperiului Otoman, cealaltă tot în Imperiul Otoman, dar ca provincie distinctă, va accepta protectoratul austro-ungar în Bosnia, va recunoaște independența României, a Muntenegrului, a Serbiei și Muntenegrului. Va fi nevoită, dar nu știu cât a contat, să accepte, de exemplu, ocupația Ciprului de către Imperiul Britanic. Cipru fusese insulă a Imperiului Otoman până atunci. Dar că englezii au considerat că e mult mai utilă flotilor, iar Disraeli a fost un personaj ieșit din comun. Or, una peste alta, Rusia s-a simțit umilită la Congresul de la Berlin. Și întreaga această generație de politicieni care au dus toată politica Rusiei în vremea lui Alexandru al II-lea, de la Paris până la Berlin, va fi sacrificată în numele unei noi generații care nu va mai avea încredere în Berlin. Și faptul că a fost la Berlin, și faptul că Bismarck i-a sfidat pe ruși, și faptul că s-au trezit dintr-o dată, abia acum aș dădeau seama că lăsând să apară un stat atât de puternic în Europa Centrală ca Germania, s-ar putea să nu fie avut un prieten în Germania, și-au dat seama că i-au pierdut și că nu au de partea lor un aliat. Ori, pentru ruși a fost o dramă. În fapt, Rusia câștigase multe. Revenise între marile puteri. Era din nou un stat care avea ceva de spus în politica europeană. Redevenea țară dunărană, care este foarte importantă. Își impusese cuvântul în Balcani și punctul de vedere conta. Dar imaginea țarului a avut de suferit, pentru că panslavismul a dat înapoi. Dintr-o dată, toți cei care au susținut acest război și au, pe cauza popoarelor împilate din Balcani, uitați în cuvântul ăsta, mi-a venit acum, nu l-am mai spus de mult. A fost o pată proastă pe domnia lui Alexandru al II-lea și avea să-l costă. Dar despre asta probabil că o să avem timp să vorbim. În episodul 3 și ultimul. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la acest episod și aștept să ne întâlnim la al treilea și ultimul episod din Alexandru al II-lea Romanov. Și eu vă mulțumesc și sperăm să ne vedem cu bine. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim luna viitoare la aceeași oră la o nouă ediție emisiunii Ediție Finală. La revedere și o seară frumoasă!